Daniel Prigoană, fratele lui Silviu Prigoană, face acuzații dure la adresa omului de afaceri la mai bine de două săptămâni de la moartea acestuia. Daniel Prigoană a declarat că nu mai vorbea cu Silviu de 17 ani, de când Prigoană și-a concediat alt frate mai mic și pe cumnata sa, lăsându-i fără bani, într-un moment dificil. Dan Prigoană dezvăluie că fratele său și-a înmormântat tatăl fără ca el și frații lui să știe. De aceea, acum, face toate demersurile necesare pentru a-l scoate pe părintele său din cavăl de la cimitirul luteran evreiesc și a-l depune la cimitirul din Gherla, acolo unde este îngropată și mama lor. După ce m-a înlocuit Silviu atunci, l-am sunat să-l întreb cum face asemenea prostie. Pentru că eu aveam rate la bancă. Silviu, prigoană, m-a lăsat și fără firmă și fără serviciu. Am încercat și cu fratele meu mai mic, dar nu i-a ieșit. Un om fără caracter. Un dușman nu-ți face ce ne-a făcut Silviu nouă, la toți. Am vorbit exact când a murit Silviu, atunci am vorbit cu Adriana, Bahmuțianu. Într-o noapte am vorbit cu ea, atât de atunci nu am mai vorbit cu ea. Am avut o convorbire de vreun sfert de oră. Ce să-i spun? Să fie puternică, vezi, Doamne! Mi-a spus că copiii sunt acolo și că nu să afară, că nu îi lasă. I-am spus lătă, lătă, Adriana, dragă, tot ce poți să faci este să te duci să apelezi la poliție. Altceva n-ai ce face. Nu poți să sparci ușa să intri. Trebuie să urmezi calea legală, dar cred că asta va dura. Asta a fost tot. Eu cu Adriana m-am înțeles foarte bine întotdeauna. N-am avut probleme.